Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine, v-am găsit în Piața Victoriei pe frecvențele Radio Europa FM și pe Facebook. Invitatul meu în această seară este omul care a negociat cu olandezii, să-i spunem așa, și care a obținut de la olandezii în 2009 o mare victorie, și anume ridicarea clauzei de salvgardare pentru România. Olanda fiind și atunci ultima țară care se opunea acestui demers, așa cum este acum, pare ultima țară care se opune intrării României în Schengen. Așadar, invitatul meu în această seară este fostul ministru uh, de externe, Cristian Diaconescu. Bună seara, domnule ministru! Să rămână, mulțumesc mult pentru invitație! Bine ați venit în piața Victoriei! Domnule ministru Diaconescu, în momentul vorbirii, situația stă cam așa. Avem uh, un raport de evaluare tehnică, să-i spunem, pe Schengen foarte proaspăt, favorabil, dintr uh, 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 elaborat de o comisie de experți în care Olanda nu și-a trimis un reprezentant, invocând că este o evaluare prea restrânsă, prea punctuală. În același timp, avem. Un, o rezoluție a Parlamentului olandez care nu recomandă încă un vot favorabil intrării României în Schengen, avem toate celelalte țări care sunt de acord cu intrarea României în Schengen și avem un Jai teoretic în decembrie care ar trebui să ia decizia. Așadar, unde suntem cu șansele de intrare în spațiul Schengen? Câteva, dacă îmi permiteți, câteva premize istorice. În 2001, atunci când ne luptam pentru libera circulație a românilor în spațiul european, Olanda a fost ultimul stat care și-a dat acordul în ceea ce privește o inițiativă care atunci aparținea Germanii, ministrul de interne al Germaniei, în ceea ce privește liberalizarea călătoriilor pentru români. În 2004, când s-a închis capitolul justiției și afaceri interne în procesul de aderare la Uniunea Europeană, Olanda era la președinția Uniunii Europene și vreau să vă spun că, din punct de vedere tehnic, din birou în birou, umblam pe la Bruxelles pentru a explica diversele aspecte în ceea ce privește. Reforma fundamentală a sistemului judiciar românesc a Erați ministrul al justiției, ca să precizăm acest lucru da, în, era în al acel ajut. moment Și uh, a fost extrem, extrem de complicat Noroc că veneam din meserie, ca să zic așa Pentru că întrebările olandezilor erau foarte punctuale, tehnice Urmând după aceea, în mod evident, să se tragă o concluzie politică În 2009, da, într-adevăr, am fost în Parlamentul olandez o să mă întrebați ce am căutat acolo. Pur și simplu simțeam, ca ministrul de externe, faptul că prin simple canale diplomatice nu se reușea atingerea acestui deziderat, și anume Olanda, care se singulariza în Uniunea Europeană, să fie convinsă să accepte ca acea clauză de salvgardare la MCV să nu mai fie prelungită repet, o decizie susținută de toată lumea, mai puțin de Haga. A și situație ca acum. Da. Și în sfârșit, prin ce raport de cooperare aveam la nivel european, am spus, știam două lucruri. Dialogul bilateral era cât se poate de necesar, Simplu semnal politic de sprijin din partea statelor membre nu era uh, un uh, argument hotărător, ca de altfel nici de dialogul la nivel înalt. Și am să revin în, în ceea ce situația din 2011, în ceea ce uh, legat de acest aspect. Și uh, atunci, sigur, încercând uh, prin uh, sprijin din afara statului olandez. Am reușit să fiu invitat împreună cu o delegație în Parlamentul de la Haga. Acolo, în fața Comisiilor Reunite, s-a discutat ce înseamnă, de fapt, solicitarea Olandei privind stat de drept, corupție, funcționarea instituțiilor din sistemul judiciar. Cum decurg asemenea discuție? Adică, care este abordarea lor? Cum trebuie să le răspunzi? Dați-ne un pic din bucătărie. Că la noi se discută da. despre un singur lucru. Nu vor pentru că vor Portul Constanța. Nu. No. <laughs> În niciun caz, ori dori portul Constanța, dar nu o să auzit vreun politician vreodată exprimându-se în acest sens. Sau cel puțin din câte uh, cunosc eu. Uh, discuția este în special legată de ceea ce, uh, dacă doriți, uh, reprezintă o atmosferă publică la nivel european în legătură cu România. Evident, și Bulgaria, dar discutăm uh, acum uh, pe fundalul celor uh, întâmplate în 2009. Uh, sunt elemente luate în special spre informarea parlamentarilor olandezi, în special din presă și din ceea ce uh, au reprezentat semnalele transmise de comunitatea oamenilor de afaceri olandezi. Am auzit argumentul. Sunt peste 20.000 de firme olandeze care interacționează cu România. Foarte bine, este cât se poate de util și necesar. Numai că aceste firme, mai ales cele care lucrează în România, transmit mesaje uneori complicate, ca să fiu elegant, în legătură cu ceea ce se întâmplă în sistemul de administrare a relațiilor economice din România, mai ales din perspectiva. Elementelor de corupție. Că sunt sau nu sunt adevărate, aceasta este situația de fapt. Politicianul Așa și trebuie este să convingi invers. Exact. Politicianul este informat și pentru că are un substrat decizional politic în spate, își folosește aceste argumente. Sigur, elegant ar fi ca, odată ce primesc astfel de semnale, să vină să le rămânească cu autoritățile române. Ei bine, nu o fac. Motiv pentru care, având în vedere interesul nostru, asta e, putem să criticăm Olanda din toate perspectivele posibile, dar deocamdată noi suntem în ipostaza de a primi acest semnal din partea guvernului de la Haga deci, și a Parlamentului. Deci, discuția era purtată în legătură cu acest subiect. Și apărea la un moment dat, din partea unui parlamentar, nu-mi să vă spun de la ce partide erau, pentru că... Dar aveau și un extremist. Așa, Uh, da, uh, apăreau tot felul de întrebări legate de tot felul de subiecte. Și uh, aici explicația era parțial uh, uh, legată de situația de fapt, parțial tehnică. Eu aveam avantajul că și ei și-am aminteau instituțional acest lucru. Cu 4-5 ani în, în, în urmă, discutasem despre modificările fundamentale întâmplate în 2004, tocmai ca să închidem capitolul, în negociele tot cu ei. Și atunci am revenit la acordul pe care el și le-au dat în anul 2004. Ceea ce mi s-a părut interesant este că după câteva ore bune de discuție, olandezii, la un moment dat, parlamentarii olandezi, la un moment dat, chiar au început să facă niște analogii în legătură cu o gestică din România, în comparație cu o gestică din, din Olanda. Analogii? în sensul uh, legat de anumite semnale dubitabile, inclusiv în ceea ce privește Portul Rotterdam, inclusiv în ceea ce privește uh, paradisul fiscal, uh, vorbeau de aspecte care, de asemenea, erau, din punct de vedere al statului de drept, contradictorii, chiar în ceea ce privește statul olandez. Dicea, pe cu... românește aveau un doi, spuneau, băi, nici la noi nu e chiar așa de bine. La noi nu e formidabil, exact. Am înțeles n-au avut absolut niciun fel de problemă să, să se alăture unei astfel de retorici. La un moment dat, pare să că iau cerut lui Wilders din extrema dreaptă să iasă din sală, pentru că, într-adevăr, în, acel, în acea zonă politică, reacția era simplistă, radicală, delimitativă de România, punct. Deci acolo nu se așteptau argumente. Nu, pur și simplu. nu nu aveai ce să-i convingi. Și după ore bune de discuții și negocieri, negocieri nu, pur și simplu discuții clarificatoare, ca să fie lucruri cât se poate de, de clar, am uzat și de chestiuni tehnice. Noroc că veneam din meseria asta, de chestiuni tehnice care clar erau acceptate din perspectiva olandezilor, dar nu cred că le înțelegeau foarte bine nefiind majoritatea de profesie și uh, situația a evoluat, după care noaptea târziu au mers în în Parlamentul reunit, uh, grupurile parlamentare așteptau în birouri, au convocat Parlamentul și au dat un vot împotriva propunerii guvernului de la Haga, a propriilor guvern. Mă rog, indiferent de ce o avea de și supărări și nervozități mă avea referitor la olandezi, a fost un exercițiu democratic, chiar dacă ne privea pozitiv, dar pot să vă spun strict obiectiv un exercițiu democratic cum nu cred că am mai văzut vreodată. Deci ca să rezumăm, propriul guvern din ce mi-aduc aminte, ministrul al afacerilor europene era atunci domnul Timmermans, o exact. cumva, mai veche a noastră. Dânsul a venit în Parlament. Da, la momentul respectiv, deci domnul Timmermans a propus să nu se ridice clauza, după 12 da. ore de discuții pe care le-ați avut în Parlamentul European, în, care ați, în Parlamentul Olandez, în care ați clarificat tot ce trebuia, uh, spuneți domnule Diaconescu că s-a reîntrunit Parlamentul în miez de noapte, a da. dat un vot favorabil și cumva a forțat într-un fel, nu știu dacă formal, da. dar în orice caz politic a forțat guvernul olandez să uh, voteze pentru ridicarea clauzei de salvgardare. Din această perspectivă, ce am avea noi de făcut? Um, noi, autoritățile din România, noi da. partea română, asta vreau să zic. Deci, practic, um, am avut o comisie de, de evaluare tehnică în România, această comisie uh, reprezent, uh, având reprezentarea din 18 state. Deci, să spunem, o majoritate ca și uh, perspectivă în ceea ce este, obiectivitatea uh, comisiei. Ei, practic, au anunțat și raportul va fi dat public, înțeleg, uh, uh, faptul că nu au identificat niciun fel de aspecte problematice în ceea ce privește IQ-ul Schengen legat de România și nici dovezi care să poată conduce la uh, modificarea concluziilor formulate în 2011. Aici vreau să fac însă o precizare, așa cum v-am promis. Este un element de avertizare. În 2011, în egală măsură, după ce grupurile Cheval au făcut constatările necesare, după ce Van Rompuy, care atunci era președintele Consiliului, s-a declarat un sprijinitor hotărât al României, inclusiv în a pune pe ordinea de zi a Consiliului acest proiect Schengen Chiar dacă atunci am încercat să găsească o, o variantă de compromis, și anume să se aplice liberalizarea, mă rog, intrarea în Schengen și. Libera uh, circulație. Libera circulație a persoanelor, serviciilor, capitalelor și mărfurilor, că noi e vorba numai de. evident, în această uh, poveste. Uh, dar în acel moment, deci așa, liberalizarea urma să se aplice uh, pentru spațiu aerian și cel naval la începutul lui, nu, uh, cam martie uh, de, uh, 2012, urmând ca la sfârșitul anului 2012 să se liberalizeze și uh, pe teren. Uh, Rute era prim-ministru a promis în discuții informale, participat în acel moment inclusiv cu fostul președinte al României, Treambăsescu, care a condus, trebuie spus că se poate declara, a condus aceste negocieri, Margrut a promis că se alătură consensului inclusiv în discuția cu Rompui, după care s-a întors de ce din cauza suspendării, din cauza deși a venit abia în 2012. la. de greu, Da, suspendarea a venit în vara lui 2012, deci nu a mai putut fi pusă pe ordinea de zi a consiliului uh, această concluzie pozitivă privind aderarea României la Schengen. Deci ceea ce, am, ceea ce vreau să spun e că trebuie să fie foarte atenți și atunci când sunt convinși că există acordul. Deci până când nu totul este agreat, nimic nu este agreat, cum se spune în acest sistem. Bun. Mergând mai departe, acest ultim raport în egală măsură a constatat că România contribuie la consolidarea securității Uniunii Europene, mai ales din punct de vedere al gestionării eficiente, spune Comisia a Crizei generate de situația din Ucraina și, foarte interesant, și foarte bine că România s-a adaptat actualizării Schengen, pentru că au apărut din 2011 până acum, și este menționat acest termen de referință, au apărut o serie de modificări în ceea ce privește acordul Schengen. Bun. Ce se întâmplă acum? Se întâmplă însă o situație destul de complicată. În primul rând, până la 8 decembrie, până la Consiliul Jai, termenul este foarte scurt. În această perioadă, am înțeles că au existat o serie de demersuri. A mai apărut din nou semnalul legat de mecanismul de cooperare și verificare, în ideea așteptării concluziilor raportului de la sfârșit de an al MCV, dar perioada este foarte scurtă. Aici, partea română poate răspunde extrem de clar, spunând, bun, avem MCV-ul legat de România, practic singura țară, pentru că în legătură cu Bulgaria, cum bine știți, a fost Acredică, da. Dar, la nivel european, avem un mecanism de condiționalitate a statului de drept, precum și un mecanism privind recomandări de țară, ambele care se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Deci, putem Rula discuta. Vlo, așa numitul exact. exact, Putem discuta din această perspectivă și să lăsăm în acest moment Problema MCV. Din câte știu, au existat demersuri pentru un semnal corespunzător la Comisia de la Veneția. Comisia de la Veneția s-a întrunit în perioada 24-25 octombrie. În egală măsură, următoarea ședință este în 18 decembrie. Comisia de la Veneția face recomandări. Înțeleg că a existat o trimitere în ceea ce privește um, sesizarea privind pachetul pe justiție a Curții Constituționale. Comisia de la Veneția nu se aliniază unui proces separat, cum ar fi cel de aderare la Schengen. Ei își fac datoria pe domeniile lor. Deci, este o stare oarecum complicată. Din punctul de vedere al semnalului privind funcționarea statului de drept în România. Repet, nu privind esența. Ce semnal, uh, că nu vreau să trecem peste asta, ce semnal? Un semnal al Comisiei de la Veneția către Curtea Constituțională a României, spuneți? Nu, un semnal al Comisiei de la Veneția în ceea ce privește funcționarea justiției în România și acest lucru, uh, în perspectiva Schengen, poate servi dintr-o singură. Uh, dintr-un singur unghi, și anume în a avea argumente politice. Pentru că, repet, nu există niște benchmark-uri ca în MCV legate de Schengen. Avem aspectele tehnice care sunt închise, sunt rezolvate și dreptul suveran de a lua o decizie politică. Deci noi trebuie să ne facem datoria folosind aceste aspecte de unde, cum și în ce fel le putem obține, ține de autoritățile noastre, atât pentru a crea masa critică europeană, spunând, iată, ce interesează în Schengen. În principal, faptul că suntem la frontiera cu Ucraina și faptul că, tehnic, am îndeplinit toate condițiile, după care lucrurile nu merg de la sine. Un stat poate-și lua argumente, mai ales ați văzut, pe aceleași formule generice de tipul. Corupție, stat de drept, funcționarea instituțiilor, respect Este cât se poate de clar Dar nouă ne revine datoria să le, să le clarificăm Deci, ce vreau să spun Este că folosirea tuturor semnalelor instituționale Inclusiv din punct de vedere politic până la urmă Pe care le primim în legătură cu adecvarea României La acordul Schengen Trebuie să fie o prioritate Înțeleg că au existat demersuri pentru a se discuta în parlamentul olandez, dar nu au reușit până la urmă să obțină până astăzi, din câte știu eu, un astfel de semnal. Olandezii trebuie să fie convinși inclusiv de alții. Suntem Atât. în piața Victoriei împreună cu ministrul fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu, vorbim despre șansele României de a intra anul acesta în spațiul Schengen. Deci, domnule ministru, dacă le punem toate cap la cap, care ar fi șansele în acest moment? cum ar trebui ele evaluate și mai ales cum ar trebui jucate. Ar trebui jucate în primul rând până la jumătatea lunii noiembrie. Am văzut niște comentarii publice. Trebuie să vă spun că în Consiliul Jai tema aderării românii la Schengen nu intră, nu se pune pe agenda dacă, decât dacă există consens. În Consiliul Jai nu se votează. În al doilea rând, dacă nu se va realiza acest consens, este mai bine ca acest subiect să nu fie pus pe agenda. Este de fapt ceea ce în timpul președinției României la Uniunea Europeană s-a întâmplat, atunci știind că nu au șanse și că o punere cât se poate de serioasă, partea română aflată în exercițiul președinției nu a pus pe agenda în Consiliul Jai. Deci trebuie terminat și uh, confirmat acordul tuturor statelor membre Schengen înainte de Consiliul Jai. Abținerea Olandei. Se discută, e aici o discuție. Dacă Olanda doar se abține, nu se împotrivește explicit această abținere, în ce direcție merge? Nu nu există în Consiliu, în CAI, în CAG, în Consiliul Jai, în Coreper, oricum se discută în etape preliminare, nu există abținere. Practic, abținerea se consideră blocaj. Deci abținerea este blocaj. Trebuie să fie explicit în favoare. Da, Exact. Deci, ce trebuie făcut? Încă o dată, cât se poate de simplu și clar, folosind toate argumentele și avem unul în plus, după părerea mea, determinant revenit la statele partenere, mai ales cele semnificative, puternice, care chiar se uită la subiect. Nu, nu vreau să uh, cobor în derizoriu autoritatea și dreptul suveran a niciunui stat. Pentru a se alătura unui, uh, unei mase critice, cum spuneam, în legătură cu aderarea României la Schengen, după care discutat bilateral cu olandezii pe aceste două paliere, în primul rând, argumentele tehnice, dar reexplicate și prezentate cât se poate de corespunzător. Și, în al doilea rând, într-adevăr, faptul că ne aflăm într-o situație excepțională. În acest moment, România, de rând, la Schengen, ca de altfel și Bulgaria, își asumă mai multe responsabilități din perspectiva crizei ucrainene decât drepturi. Cine e discutat? Cine trebuie să discute? Cine ar trebui să bată la toate ușile, să împingă toate clanțele înainte, să fie în prima linie pentru orice răspuns? Cine? E Cine? o discuție tehnică și politică în egală măsură. Deci, din această perspectivă, de aici nu pot lipsi miniștrii de linie. Ministrul de externe, ministrul justiției și ministrul de interne. Și să vă întreb cu o doză de ironie, recunosc, în ce limbă ar trebui să poarte ministrul de interne asemenea negocieri personale? Cu translator sau? Doamnă, este o nișă de oportunitate în acest moment extraordinară pentru România. La un moment dat, iertați-mă, nu am acum datele, dar la un moment dat am văzut o evaluare cât pierd statele dacă nu ar fi în Schengen. De exemplu, Olanda pierde 9 miliarde de euro pe an dacă nu ar fi în Schengen. Datorită problemelor de frontieră, a vizelor, transportatorilor, mă rog, chestiuni de acest gen. 9 miliarde, dacă nu ar fi în Schengen. Deci, miza este formidabilă. Dacă nu avem oamenii potriviți să se adecveze acestor vremuri, mai ales când suntem, repet, la marginea războiului, mai mult de atât. Nu știu ce să spun. O să vă pun o întrebare care poate părea derizorie, dar care mie mi se pare importantă, totuși. Chimia personală pe care o pot stabili cu interlocutorul are un rol în aceste discuții? Foarte mare. Vă răspund cât se poate de, cât se poate de sincer. Foarte mare. Am văzut reacția lui Tinemans în momentul în care, practic, i s-a dat peste cap propunerea guvernului de la Haga, de propriul parlament, în fața românilor. Deci vă rog să conștientizăm ce a putut să semne chestiunea asta. Și l-am întrebat în momentul acela, dar nu vrei să renunțăm și la MCV? Răspunsul lui tine -a, a fost unul interesant. Deveniți regalitate și poate se poate. Hmm? Interesant răspunsul. Mai e aici, domnule Diaconescu, o discuție și anume că Olanda ar face întotdeauna ce îi spune Germania. Deci, orică Germania nu este foarte hotărâtă pentru intrarea României în Schengen, dar joacă, cu, joacă pe opoziția Olandei, orică Germania nu a dat încă semnalul. Orică legenda e greșită. Um, repet, nu e nimic pentru cei care ne privesc, ascultă sau citesc acest interviu am putut să, să, mi luați, nu e nimic oficial ce urmează să spun, nu e nimic formal. Din ce știu eu, din chimia, cum spuneți dumneavoastră, în Germania, problema MCV și răspunsul uh, pe care l-am dat referitor la cele două mecanisme care se aplică la nivel european, am, această temă am discutat-o cu reprezentanții Germaniei. Deci, mie, cel puțin, probabil că sunt ultimul, sau, în orice caz, nu eu sunt cel care am vreo relevanță în acest punct de vedere, dar, din respect pentru dumneavoastră și pentru cei care, cu care ne întâlnim astăzi, vă pot spune că acest semnal primit de la, de la, tot foști ca mine, dar cu relevanță decizională la un moment dat, inclusiv la nivelul Comisiei Europene. Argumentul a fost că, da, Poate un MCV corespunzător ar fi argumentul cel mai bun din această perspectivă. Nu știu să vă spun dacă... Sigur, discutam despre Schengen, în mod evident. Discutăm despre Schengen. Nu, ideea era dacă Olanda poate să facă notă discordantă de Germania la o decizie finală și asumă o singularitate pe opoziție. La o poate asuma o singularitate, dar nu cred că poate, din experiență, nu cred că face notă discordantă cu Germania, dacă Germania face un pas în față. Dacă Germania rămâne pasiv pozitivă, uh -huh. atunci, nu știu dacă neapărat Haga ar putea fi influențată, dar dacă Germania face un pas în față, în sprijinul României, vreau să spun, nu va face notă discordantă. E evaluarea mea. Momentul acesta crucial pentru România este însoțit de niște evoluții stranii la București. Una dintre ele este chestiunea asta amnistiei care a venit prin decizia Curții Constituționale, prin termene de prescripție. Fapt este că vor fi aruncate la coș o mulțime de dosare, inclusiv dosare de crimă organizată. Nu mă uită numai la corupție, dar la fel de tare lovește și în domeniul crimei organizate această, această Acum. evoluție. Pe de altă parte avem demisia absolut abracadabrantă, prin modul în care s-a întâmplat, a ministrului apărării, de la granița unui război și dintr-o țară NATO. Cât de tare grevează asemenea evoluții, eventuala decizie? Prima evoluție, prima chestiune pe care ați menționat-o, da, percepția internă, dar mai ales în percepția internațională a celor care vor să găsească tot felul de argumente tocmai în ideea de a-și întări reticența privind justiție, stat de drept în România, va folosi foarte, foarte serios. Până la urmă, așa cum înțelegem noi, înțeleg și ei faptul că simpla pasivitate în a privi spre codul penal și codul de procedură penală, spre legea penală în general, a, a, pentru a face o clarificare, o delimitare pe care nu are dreptul să o facă în alta curte. Nu se poate, trebuie să ia legea ca atare. O delimitare și o clarificare pe o hotărâre a Curții Constituționale, indiferent cum o consideri, practic va fi un argument împotriva noastră, cât se poate declara. Sigur, nu stă nimeni să privească dacă se comunică actul de procedură, deci întrerupe termenul de prescripție sau nu se comunică actul de procedură, dar îl considerăm uh, termenul de prescripție ca având continuitate. Nu se uită nimeni la așa ceva. Consecința mediatică, publică a acestor inadvertențe ne poate costa politic. Să uite la faptul că parlamentul și guvernul, ca legea exact. nu, nu au acționat. modificat patru ani de zi în un articol din codul penal rămas în aia. Exact. Știți nu stres. au acționat. Și de aici se trage concluzia națională. Asta este. Iată cum ce probleme sunt legate de Schengen. Când ai toate datele tehnice la dispoziție, dar se găsește și o altă variantă în a interpreta restrictiv situația României. În legătură cu subiectul pe care l-ați menționat, doamnă, ieri cred că trebuie numit un nou ministru. Nu vreau să mă refer la ce poate, ce nu poate sau ce a știut domnul Dâncu, dar ieri, dacă Dânsu și-a dat demisia, ieri trebuie numit un nou ministru. Care este problema? Se poartă dialog în, înăuntru Alianței Nord-Atlantice în acest moment, 7 cu 24. Efectiv, se întâlnesc, vorbesc la telefon, câte doi, câte trei, care este, de fapt, problema și nervozitatea? În primul rând, Ministrul Apărării a cam devenit Ministrul de Externe. Pentru că armata română știe ce are de făcut și funcționează. Dar, din punct de vedere al comunicării și al ținerii cât se poate de sus al angajamentului internațional înăuntru Alianței Nord-Atlantice, nu poți să stai liniștit spunând ai umbrela de securitate a NATO și totul este în regulă. La aceste întâlniri, în marea lor majoritate, în covârșitoarea lor majoritate informală, informale, trebuie, unu, să trimis pe cineva care este cunoscut între ei. Pentru că altfel, repet, aici vorbim de angajamente de securitate în domeniul apărării, în domeniul luptei cyber, în domeniul asigurării unor resurse tehnice, materiale, cât se poate de corespunzătoare. De ce? Nu pentru că ne-ar ataca cineva iminent, și pentru că acum NATO a trecut la uh, domeniul descurajării în relația cu Federația Rusă. Deci trebuie să arăți Ori, din acest punct de vedere, fie formal, fie informal, la aceste reuniuni nu poți să trimiți un secretar de stat și un ambasador sau un ambasador pentru că se consideră un semnal doar așa, uh, oarecum să, să fie cineva acolo. Nu poți să-l trimiți nici pe prim-ministru pentru că este atipic pe regulile internaționale. La miniștri vorbesc numai miniștri. Ori, din acest punct de vedere, repet, sigur, poate o să se enerveze Mircea, dar cel mai bun ministru al apărării ar fi Mircea Joana în momentul ăsta. Deci am ales acest termen de, de compar. Sigur, e o formulă teoretică, în mod evident, dar am ales acest termen de comparație pentru a se înțelege mai bine ce vreau să spun. Um, ai, armata spune la dispoziție tot ce înseamnă variante și necesar de apărare. Nu e vorba de cumpărat, nu. Este vorba de generat un anume tip de reacție corespunzătoare, care are o componentă politică majoră, la fel ca și în situația Schengen, ca din cei 100 de mii spre 300 de mii de militari americani, să aibă militari, iertați-mă, aleanții nord atlantice să aibă dotarea și înzestrarea necesară pentru a fi prezenți cât mai aproape de România. Este o chestiune de negociere. Mai avem un minut și vreau să vă întreb să fac apel și la calitatea noastră, a treia noastră calitate de fost șef al Cancelariei Prezidențiale. Ce mesaj transmite uh... O declarație a ministrului demisionar al apărării nu pot este imposibil să colaborez cu șeful suprem al armatei care este președintele României. O declarație publică în demisie. Nu, da, nu pe mă surse gândeam sau mai știu eu ce. Mă gândeam dacă am mai auzit un precedent din acest punct de vedere. Nu, eu nu am mai auzit așa ceva. Deci din punct de vedere constituțional, formal, oficial, informal nu se poate ca între Ministrul Apărării și Comandantul Suprem al Forțelor Armate, adică președintele României, să existe sincope de comunicare. Nu, nu există acest subiect. Poate poți alege un alt argument sau nu dai niciun argument. Dar la prima neînțelegere, ministrul pleacă. Adică nu e o chestiune de procesualitate. Nu se poate. De ce? Repet, nu am absolut niciun partizanat într-o direcție sau alta. Numai că această înțelegere ține de funcționarea armatei române. Această neînțelegere, la un moment dat, dacă mai ales este repetată, se află și în exterior. Să nu ne facem iluzii din, că ei nu știu. Da. din această perspectivă. Și în al treilea rând, o astfel de neînțelegere creează disfuncții tocmai în zona de -decizională care ne interesează uh, extraordinar de mult, a uh, vectorilor alianței. Pentru că dacă nici nu e vorba să avem uh, o relație tensionată, dar dacă vorbim pe două, spunem, două categorii de mesaje, în acel moment, nu se mai ocupă de tine. Nu se pune problema ca cineva stă să se rezolve dilemele interne. Nu te mai ia în serios, Nu te mai ia în serios, trece peste tine. Doamnă, sunt cheltuieli de miliarde. Noi tot vorbim, arătăm avioane occidentale, cum a venit Divizia 101 în România, cum își aduc francezii blindate în România. Foarte bine, este în regulă. Dar cât costă aceste desfășurări? Cineva are reprezentarea. Și uh, contributorul din Franța, contributorul din Statele Unite, întreabă, doamnă, pentru că sunt democrații. Bun, și banii pentru cei cheltuim și în favoarea cui? Și mai vreau să spun un lucru și cu asta, dacă îmi permiteți, închei. Uh, iată că până în 2022, de exemplu, din punct de vedere politic și nu din vina armatei, armata își face datoria cu prisosință, din punct de vedere politic, nu s-a obținut în Alianța Nord-Atlantică, ca grupurile de luptă care din 2016 păzeau statele Baltice și Nordul îndepărtat într-o prezență avansată cât se poate declara, adică cu Gron pe țeavă, sunt înființate în partea de sud, la Marea Neagră, poate cea mai complicată după Orientul Mijlociu, astăzi cred că e cea mai complicată zonă de pe glob, aceste grupuri de luptă, de-abia în 2022. O să se spună, dar de ce spui de-abia 2022? Pentru că a reprezentat un semnal. Pentru că din partea Moscovei s a uitat în mod clar unde există vulnerabilități în ceea ce privește decizia internă a NATO. Și au spus, iată o diferență. Motiv pentru care, din 2016, uh, Moscova a spus, bun, deci în România și Bulgaria nu sunt grupuri de luptă. Perfect. Jumătate din Marea Neagră are interdicție de uh, tranzit naval și aerian. Zona 2D. Iată. Și cum să vă spun, ăsta este un exemplu foarte generic. Altele sunt mult mai grave. Am înțeles. Vă mulțumesc mult, domnule ministru Cristian Eu. Diaconescu, pentru prezența în Piața Victoriei. Ne oprim aici, prieteni. Ne reauzim săptămâna viitoare cu bine. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la Europa FM.